Ieri suma era să facă o comoție cerebrală, bietul. Pentru cei care nu știți, ăsta e suma, e un cutter de 1,40 m și aici, ăsta l-am scos și l-am aruncat, dar l-am scos înapoi să vă arăt. Că aici au încercat să taie, nu știu, cred că de vreo 6 sau 7 ori s-o tot convertit pe... Cât? E 13 ori. Jesus Christ. Deci avem un design pe care trebuie să-l tăiem cu suma și a fost un fișier original în Coral. Le-am cerut clientului să ne-l exporte în PDF ca să-l putem deschide în Illustrator să-l verificăm. Și a fost fișierul, zice Diana, editabil și needitabil în același timp. Adică ori nu a fost ceva setări făcute bine la exportul din Coral, ori fișierul original nu a fost făcut ca lumea. Cred că a luat clientul fișierul de pe ceva site, pentru că am găsit și eu ceva de genul pe un site și poți să-l descarci în Coral și, nu știu, probabil ceva, pe urmă a făcut ceva conversie sau habar n-am. Și a găsit fișierul vectorial? Da, dar tot în Coral, nu l-am găsit aici. Okay. Sunt niște din alea, cum le numești tu, din Canva. Eu... artefacte stupide sau habar n-am, da. Nu știu. Da, și Canva, de exemplu, când salvezi ca PDF și îl deschizi în Illustrator, îți face tot felul de artefacte. Mind-bending. Stupid! Dacă vreți să fiți designer, vă rog frumos, nu învățați Canva. Bun? Illustrator sau Coral? Una din două. Hai să vă arăt și fișierul în sine. Fișierul nu e neapărat de bai. Ideea e că nu toată lumea știe să lucreze cu fișiere vectoriale și mai ales să facă conversii și tot felul de chestii din astea, briz-brizuri. Da, bun, și ăsta e fișierul în sine. Ăsta trebuie tăiat de către suma aici. Și asta a fost prima încercare după ce l-a ajustat Diana. Că aici, una dintre frunzulițele astea era de 13 ori. Și l-a corectat Diana, o șters tot surplusul și bla bla bla. Și am zis, hai că mai dăm o încercare. Și mai erau. A ajuns mai sus și a zis, oh boy, și aici mai multe, stai așa. Și acum am emoții, că văd că aici e mai închis și tare mi-e frică să nu fie de mai multe ori și acolo. De asta că pot să-mi dau seama după asta. Vezi pe aici să fie tăiat de mai multe ori în zona asta? Aici văd acolo, ceva. Acolo da, dar acolo e asta, de aici. Ok. Zona aia e zona asta. Bun. Aici, aici uite jos. Aici, mai este una? Da, aici jos nu înțeleg de ce o tăiat așa tare. De asta te-am întrebat ieri dacă nu cumva e forța prea mare. Că vezi, pune mână numai, ce tare se simte, o tăiat până da, în hârtie. Da, 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 da. Păi pot să o scad. Da, da, după aia îi... Ne distrăm la We Do It, mai ales cu detaliile alea cretine. Hai să mai încercăm o dată. Poate treiai cu noroc. Ieri l-am și oprit în timp ce... rula. În cel mai rău caz, o să zicem clientului, no, ne pare rău, ia bani înapoi, nu putem. Dar încercăm să vedem, poate totuși reușim. Hai să vedem, să-i schimbăm originea. Să zicem că de, nu, un picuț mai jos. Așa ceva. Bun. Să-i dau originea un picuț mai jos de unde a terminat el de tăiat ieri. Să vedem aici mai este. Ar trebui să ajungă la limită. Enter aici. I-am setat punctul de origine. Și îi dăm să taie. Și de menționat că asta e cea mai mică viteză a lui Suma. E viteza 50 din 1000. Doar pentru că sunt detaliile ale stupide micuțe. Și... da, bun. Încă una aici. Trebuie oprit și ăsta, că a început să ia razna. Nu taie pe unde ar trebui să taie la cum pot el. Oh, oh, oh. Bun. No, nașpa. Și aici e buleală. Da. Acolo e tot viduit. Da, aici am sesizat că s-o dus, vezi, chestiuța aia mică, nu știu dacă se vede pe cameră, chestiuța aia micuță, ar fi trebuit să fie în interiorul cercului. Și eu îi la masa. Și vai cu micuțitul. Din păcate prinde autocolant prins de el. No, asta nu e neapărat stres, că se curăță ușor. Dar din păcate domnul client o să-și primească banii înapoi. Pentru că asta nu-i realizabil. Și între timp, în altă ordine de idei, am deprintat iarăși 500 de etichete pentru Arușa. Roșa e o prăjitorie de cafea din Baia Mare și am nevoie, cum ziceam, de 500 de etichete pentru ambalajele lor. No, Roland o să bage azi și mâine. Nu de altă, dar etichetele alea sunt destul de mari, așa că o să dureze o vreme. Cred că astea sunt singurele comenzi care cumva ne dau de înțeles că ar fi ok o imprimantă mai mare, un solvent mai mare. Dar
Astea sunt rare, așa că e ok, Rolandul ăsta BNU ce trebuie. Să zic o chestie, cum procedează anumiți clienți care nu găsesc la noi ceea ce vor în materie de tricoaie, să zicem așa, sau gel sau chestii genul ăsta. Le cumpără ei și le trimit la noi să le personalizăm. Pentru asta le-au cumpărat tocmai din Decathlon. Fun fact, în momentul în care noi am început, primele tricouri, cred că de la Decathlon le-am cumpărat și noi. Și încă unul dintre ele îl am și îl port și în ziua de astăzi. E cam jerpelit. Drawing star. Dar încă e ok. Așa că dacă ești la început și cauți unde să-ți cumperi tricouri sau chestii genul ăsta, ia de la Decathlon. Cel mai simplu, crede-mă, și calitatea e ok. Și avem clientul ăsta fidel care, chiar dacă noi avem tricouri, el le preferă pe astea din Decathlon. Deci nu e absolut nicio problemă și o să ne punem acum să le facem pe astea, alea, o grămadă. Gata și cu tricourile, gata cu pantalonii, gata și polarul ăla, gata toată comanda asta. Așa că ne vedem mâine. Ciao!